Pornind din cartierele mărginașe și până în buricul târgului, Craiova este plină de mașini care nu au mai fost scoase din parcarea de rezidență de luni de zile, dacă nu chiar ani. Multe dintre ele prăfuite cu roțile desumflate, cu tabla îndoită și măcinată de rugină, dar și cu elemente lipsă. Stau pur și simplu abandonate pe domeniul public al municipiului, transformând orașul într-un mare parc de vechituri. Mai mult decât atât, automobilele în cauză mai ocupă și locurile de parcare, în condițiile în care orașul se confruntă cu o criză a acestora. Totuși, nu toate pot fi ridicate de către autorități. Mașinile care sunt într-o stare tehnică foarte proastă, sunt oprite în parcările publice din municipiul Craiova, sunt nemișcate de ani de zile de acolo, dar au viniete de parcare, acele viniete care sunt lipite în geam, nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi categorisite ca mașini abandonate. Deci, din punctul ăsta de vedere, posesorul unei viniete de 40 de lei beneficiază de aceleași drepturi de a-și păstra mașina parcată, indiferent că nu o mișcă de acolo o an de zile, ca și cetățeanul care se plimbă în fiecare zi cu mașina și aleargă de foarte multe ori să găsească un loc de parcare liber. Peste 180 de vehicule au fost depistate în 2015 de poliția locală. Anual se ridică mașinile care îndeplinesc condițiile legale pentru a fi categorisite ca fiind mașini abandonate, după ce se îndeplinesc toate formele legale. Mașinile care se găsesc pe domeniul public și nu au vinietă de parcare o perioadă lungă de timp, după ce trec prin multiple publicări în ziarele locale, trebuie informați cetățenii că acele mașini au probleme, după aceea se ridică și în final ajung să se valorifice după o procedură care durează câțiva ani. Conform legii numărul 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public, primarul, la propunerea agenților constatatori prevăzuți, îl somează pe proprietarul sau deținătorul legal al acestuia, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale. Dacă proprietarul vehiculului abandonat nu răspunde somației primite după expirarea unui termen de 10 zile de la data somației adresate, vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află și va fi predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor.